Nicolae Druțu a decedat în urmă cu 4 ani din cauza unor lovituri care se pare că i-au fost aplicate de polițiștii Cosmin Militaru și Eugen Papuzu, arestați pe data de 19 aprilie pentru 29 de zile. În cimitirul din Stoina, polițiștii și procurorii, precum și medicii legiști, au participat astăzi la exumarea cadavrului. Rudele celui decedat au declarat că atunci bărbatul a venit acasă mai mult mort decât viu. I-a bătut, i-a plin de zângerea inconștient. Că dacă de la 1 până la 5 s-au bătut la poliția de ala. Da, am înțeles că și pe dumneavoastră v-au bătut polițiștii. M-au bătut și pe mine. Da, da, m-au bătut și pe mine. Eu așa zic, să facă dreptate, asta am căutat, asta am cerut și asta vrem. Și polițiștii? Și polițiștii sunt vinovați oricum că bătaia au luat de la poliție, pentru că de ce l-au dus la poliție și de când până acum, până la urmă, poliția l-a duce acasă. Și nu știe unde, de fapt, bătut. Pentru ce l-a ținut la postul de poliție? Bătaia a luat. A vomitat sânge mașina poliției, mașina a fost spălată, dusă la Cărbunești ziua următoare și a spălat-o de sânge. De unde sânge și al cui? Cosmin Militaru și Eugen Papuzu au fost arestați pentru săvârșirea infracțiunilor de cercetare abuzivă, arestare nelegală, omor deosebit de grav și sechestrare. Aceștia sunt acuzați că l-au bătut pe Nicolae Druțu în sediul poliției din Stoina pentru că ar fi intrat prin nefracție într-o cârciumă. An de zile, suspect pentru moartea victimei a fost patronul barului în care Druțu a intrat după terminarea programului să consume alcool. Avocații celor doi polițiști vor să se stabilească faptul că nu există legătură de cauzalitate între lovirile aplicate de oamenii legii și decesul victimei. Este necesară pentru a stabili dacă se confirmă concluziile raportului de expertiză medico-legală. Victima a decedat din cauza unei fracturi de bază de calotă craniană care nu putea surveni în sediul secției de poliție. Dacă această fractură de bază de calotă craniană ar fi survenit în urma loviturilor primite în sediul secției de poliție, atunci l-ar fi scos mort din secția de poliție. El a fost acasă, sunt 3 momente cruciale în dosarul ăsta, bătaia care a luat-o la... sau pumnul în față pe care l-a luat în barul unde a fost găsit. Mie, prin expertiza efectuată de medicul legal teritorial Târgu Jiu, nu se stabilește raportul de cauzalitate între care moment, care leziune și a condus la deces. Ori nu putea conduce la deces o palmă, un pumn. Mâine se va judeca recursul celor doi polițiști la Înalta Curte de Casație și Justiție București.